Salut, Loredana! Bună Sorina! Binevenit la un nou episod cu tine în gând. Bine te-am găsit, ca de obicei? Ca de obicei, și astăzi cred că vorbim despre un subiect care pe mine cel puțin mă interesează în mod deosebit. Ne spui despre ce e vorba? Da, despre uh, free libraries, biblioteci gratuite. Wow! Da, um am aplicat pentru un astfel de proiect, pentru că mie îmi place foarte mult um, să mă plimb și să găsesc uh, cărți gratuite. Um, e un swapbook, um, deci um, iei o carte, lași o carte, nu trebuie tot timpul să lași o carte, dacă nu o ai cu tine. Uh, ei merg pe premiza că... Um, um, iei o carte, poate vii peste o lună și adaugi două, sau poate mergi la un alt box și lași o carte acolo, nu trebuie neapărat să lași cartea de unde ai luat-o. Um, dar se că... foarte mult pe încredere. Exact, și pe, și pe bun simț, te gândești, uh -huh. uh, ai luat o carte, poate nu mai sunt cărți deloc. Uh, dacă ai două-trei cărți care poți să le pui înapoi, de ce nu, poate ajută pe cineva. Și, da, și sunt unii care pe lângă acea, um, acel free library mai adaugă și câte o jucărie sau o mică atenție pentru copii. Da? Deci partea de jos întotdeauna e um, rezervată pentru copii pentru că ajung și ei și, -și au cărțile și mai au și jucării, și aduc și ei uh, înapoi. Asta e fantastic, e chiar o, o adevărată plăcere. Îmi place ideea de, de a ajunge și ei la, la raft. Mm. Um, cum cum ți-a venit ideea asta? Cum ați. și unde uh. se accesează? Unde sunt aceste uh, biblioteci gratuite? Depinde. Uh, spre exemplu, în America am observat că e o aplicație, nu știu dacă există și în Anglia. Um, Există o aplicație cu Free Libraries um, și poți să vezi pe hartă exact unde sunt uh, toate librările respective. Uh, aici există un grup pe Facebook. Um, cred că am să-l caut ca să-ți-l să trimit. Și um, pe, pe acel grup. Oamenii postează um, tot felul de poze cu librării gratuite. Și de acolo am observat: uh, au, uite, este o librărie în orașul celălalt, uite, este acolo, uh, mergem noi uh, în, uh, în weekenduri, spre exemplu, uh, și au și ei o librărie gratuită. Hai să o vizităm și pe aceea. Și uite, așa am acum o rețea de cel puțin 4-5. Uh, librării de genul unde le vizitez în mod constant. Wow! Da, și um, există o astfel de librărie în cartier aici, și um, tot timpul când mergeam acolo, dădeam bună ziua pentru că de ce, ce scopul acest, um, acestor librării nu este doar de a merge și a lua o carte. Um, E și scopul de a socializa cu um, vecinii, cu oamenii care locuiesc în jurul acelui uh, uh, free library box. Uh -huh. Și um, astfel am început să socializăm cu persoanele de acolo, uh, printre care și persoana care a făcut acel uh, free library. Și vorbind cu persoana respectivă, mi-a zis. Dar știi și tu poți să faci lucrul acesta. Și așa mi s-a aprins un beculeț și am zis, oh, wow! Chiar pot să faci lucrul acesta? Și m-a ajutat puțin, m-a îndrumat spre linkuri unde să intru, ce să fac ca să aplic pentru un community bed. Deci, trebuie în primul rând să cer permisiune de la uh, World Council, um, intri pe City Council și vezi care de ce Word aparții. Cred uh, că mi-ai ce... trimis un link mai devreme aici. De, despre asta vorbești, nu? Da, exact. Deci World Community Funding. Și uh, fiecare uh, consiliu probabil are o sumă diferită pentru care poți să aplici. Um, îți spune aici de câte ori poți să aplici până, care sunt deadline-urile uh, Apply for a World Community Grant și acolo completezi formularul dar înainte de a completa trebuie să vezi dacă vecinii sunt de acord um, să colaborezi cu ei și să vezi poate vin și ei cu niște idei um, Spre exemplu unde am uh, aplicat eu pentru proiectul respectiv, am vrut să adaug și o bancă. În um... Ca să poți să stai pe bancă să citești. Exact. Dar, uh, pentru că am colaborat cu vecinii, le-am cerut și lor părerea. Și am zis: Ce părere ai despre banca asta, dacă aș adăuga? Și, ghișe, mi-au spus că nu ar fi o idee bună, deși l ar plăcea foarte mult, din cauza că atrag uh, anumite. Persoane care uh -huh. poate nu vin cu scop pozitiv. Uh -huh. Da, și atunci, probabil și mult littering, tot felul de gunoaie lăsate pe acolo. Uh -huh. Și, din păcate, nu am putut să punem o bancă, dar am pus în schimb, deci nu am aplicat doar pentru uh, acea cutie pentru cărți, ci am aplicat și pentru uh, planters, uh, niște ghivece. Uh -huh. mai Mari, în care să punem niște plante. Nu trebuie să cumperi neapărat plantele, poți să uh, implici toată comunitatea și să aducă fiecare câte o plantă. Uh -huh. Super. Uh, uite, ca să ilustrez un pic, găsisem o chestie cu Little Library și îți arată aici un fel de cutie la care faci tu, tu referință, cam, cam cum ar arăta. Deci, poate să fie ceva chiar atât de mic. Nu trebuie să fie ceva super. Uh, Super complicat și am văzut în multe locuri, de exemplu, vechile cabine de telefon, cele roșii, sunt în anumite locuri, sunt transformate în asemenea librării, hai să zicem librării, biblioteci, biblioteci. Cred că e cuvântul mai potrivit. Deci ceva de genul ăsta poate fi foarte interesant. Atâta timp cât este menținut, poate să fie uh, colorat așa cum este și cum spui tu, trebuie să fie accesibil totuși și pentru un uh, copil. Deci, da. cumva, uh, să nu fie prea, prea înalt, dar. Uh, sau pentru o persoană care uh, cu dizabilități care vine în cărucior, de exemplu, uh, nu Am va sigur. ajunge foarte sus. Da. Ok. Sună, sună foarte interesant. Uh, Cred că va trebui să ne, să ne întoarcem la chestia asta și să uh, vedem, odată ce am aplicat la rândul nostru, cum, uh, cum a decurs uh, treaba și să vă povestim ce a ieșit. Absolut. Și eventual te așteptăm pe tine să ne, să ne pui câteva poze cu, uh, cu biblioteca, voastră, uh, locală, mini biblioteca voastră locală, mini-biblioteca voastră locală. Chiar am să revin cu, cu poze și cu link-ul pentru grupul respectiv de care vorbeam, unde poți să vezi ce librării, biblioteci mai sunt în alte zone, în alte orașe. Superb, superb. Pentru cei care sunt în zona ta, poate că ar fi interesant să vină cu donații de cărți sau să vină să vadă ce cărți aveți la dispoziție deja și, da, da să folosească. Absolutely. Super. What's a meme? What's a meme?